În luna mai a acestui an, cetatea Poenare a fost închisă după ce un grup de copii a întâlnit o ursoaică alături de puii ei în apropierea obiectivului turistic. Atunci, reprezentanții Muzeului Județean Argeș au confirmat pericolul și au luat decizia de a nu mai permite turiștilor să se aventureze în zonă. Restricțiile nu au ținut prea mult. Autoritățile din Argeș au decis să deschidă accesul vizitatorilor în cetatea Poenari, după ce au capturat ursoaica și cei doi pui care dădeau târcoale zorei. Zona muntoasă din nordul județului Argeș este desfrecventată de urși. Aceștia coboară până în stradă în căutare de mâncare, motiv pentru care, chiar și după capturarea ursoaicei cu pui, mai multe voci au susținut că pericolul încă există. Chiar vânătorii au afirmat că în zona cetății încă mai sunt urși care coboară, iar turiștii ar putea fi puși în pericol. Temerile s-au confirmat miercuri noaptea, când un grup de turiști s-a întâlnit cu un urs chiar la baza cetății. Acesta căuta în tomberoane. Uite! Vai de mine, ce animal era! Ăsta era să mă mănânce. Să nu te dai de jos din mașină, e în spatele tomberonului. Ce mare, flământa. Hai, nu te dai de jos. Nu te dai de jos. Gata, gata. Turiștii s-au apropiat să-l filmeze, deși știau că pericolul este mare. Specialiștii spun că un urs care s-a învățat să mănânce din gunoaie nu mai poate supraviețui în sălbăticie. În iulie, ministrul mediului Gabriela Gavrilescu a dat undă verde la împușcarea de urși acolo unde există pericol. Cota de intervenție pe 2017 a fost stabilită la 350, însă fiind deja jumătatea anului, a revenit un număr de 175 de animale până la finalul lui 2017.